Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Iată-ne la un nou live stream, de data aceasta pe un joc nou, un joc de test, deci în variantă de test ce jucăm acum, se numește Snow Plow. E ceva de curățat drumurile de zăpadă. Deci jocul este versiune de test pe care la care am primit acces. Am făcut o cerere pe Steam la creatorii jocului și am fost acceptat să testez și eu acest joc. Aș vrea să-l testăm împreună, dacă se poate. Aici avem opțiunile, văd că avem generalul, grafica care este pe ultra lăsată. Păi de când urlu pe aici, dar văd că nimica. Avem opțiuni de ia să vedem ce putem să mai alegem, low, medium, high și ultra. Avem audio, avem master volume, menu music, vehicle, sound, first person, step, așa, și avem și control. Acum nu știu, la partea asta, da, am fost acceptat să-l testez, că nu-l găsește oriunde. Ba nu. Nu e, trebuie să depui cerere ca să-ți dai accept. Să te implici în testarea jocului. Băi, ia, du-te, mă disperi. Zic că eu am făcut cerere pentru el ca să fiu acceptat și de-abia am primit acceptul, tu îmi zici că nu. Vezi că sunt două jocuri și cred că confuz mămălica cu brânza. Unul e Snow Plowing Simulator și ăsta e Snow Plow. Și ăsta e Snow Plow, atât. Parcă ești turc. Nu e demo, e versiune de test. Deci sunt două jocuri total opuse, diferite, adică același lucru, bine, cu zăpadă, dar e total diferite. Unul e simulator, unul zice doar Snow Plow. Scrie și în titlu. Așa, băi, nu știu acum, dar videourile care le-am mai văzut eu cu el, care au mai făcut și alți youtuberi, zicea că nu are acces la, adică cum, suport pentru volan deocamdată. Adică câte am văzut eu, mie îmi vede volanul. Din câte văd, mie îmi vede aici controller Logitech G29. Deci, posibil deja o fi. Făcut ceva la el între timp. Mă gândesc. Văd că dau să dau aici așa și văd că nu merge. Mi-apare scris Logitech G29 acolo, dar văd că nu pot să-l. Nu pot să selectez cu toate că apare acolo, dar văd că nu merge. O să vedem. Dacă nu merge, jucăm din tastatură. Dacă influențează cumva volanul, o să-l scoatem. Ok. Deocamdată și le-am văzut pe toate pe aici. Dăm apply. Hai mergem la developer. Aici putem să alegem norii cât de tare să fie pronunț. Așa, precipitații la fel. Dacă vrem să ningă mai abundent sau mai puțin abundent. Vântul, de asemenea, putem regla vizibilitatea, adică să facem ceața. E ceață sau asta și perioada zilei. Uite, e 8, acum e 8 dimineața. Hai să dăm un start. Da, și am intrat în joc. Da, avem două vehicule de start. Avem acest utilaj. Și îl mai avem pe acesta. Bă, acum, sincer, nu știu cum se intră în vehicule. Dau și eu Enter. Mă apropii de el, dar
Nothing. Nothing, nothing. A, zice E. Ce s-a apăs pe E. Încerc scuze. Hai că am intrat. Ignition zice... Un pic. Return, dar care return e ăsta, cred că nu. Asta care e return-ul aici? E ăsta backspace-ul? No, nu, ăsta e handbrake, sorry. Ignition, e return. Un pic, mă. Claxonul. Cred că nu merge, că nu-i pornit. Right attachment, așa. Ok, deci am pus power-ul. Păi, dar care e return-ul, mă? Ah, gata, mă. De pe Enter pornește, deci dai o dată și mai dai o dată. Ok, hai că... Băi, dar sună bine motorul. Bă, îmi place cum sună motorul. Da, din câte văd volanul, deci nu merge. Ia să vedem, tastatura merge, da. Deci tastatura merge. Deci cred că o să jucăm din tastatură, că văd că volanul vede, dar nu are suport încă pentru el. Ia să vedem. Avem claxon. Bă, aprindem girofarurile. Perfect. Să fim vizibili pe drum și noi. Headlight. E N-ul. Am aprins farurile. Asta o să lăsăm pe timp de noapte, că nu ne trebuie acum. Și ce mai avem acum? Handbrake cu hazard este X-ul. Asta e fiind avariile. Mai avem main attachment, e K-a. Putem să îl... Asta e că... Da. Ah! Îl dăm în jos și îl dăm în sus. Aha! Așa și ar mai fi right attachment, care ar fi punct și virgulă. Da, uite, coboară jos. Așa și P. Cu P ridicăm sus, cu ăsta lăsăm jos. Bă, hai să nu lăsăm chiar așa. Bă, da, un pic, că nu pot să vedem pe unde trebuie să o iau. Trebuie să ieșim în partea dreaptă. Să vedem dacă merge. Opa. Nu aveam frâna de mână pusă.
Păi nu sunt eu profesionist în ale zăpezitului. Că era să iau. Bă, da. Sonic, salutare Sonic, bine ai venit. Păi ce fain ar fi dacă ar avea și... Ar avea și suport, opa. Ce naiba m-a apăsat? Am mandat jos din mașină, din greșeală. Am încurcat tastele. Da, varele m-a apăsat eu din greșeală, cred că. Cred că nu mai știu care erau avarele. Nu. A, dar cred că când dai nu... Ce mă? Handbrake, hazard, e X-ul, mă. Dar trebuie să mergi foarte încet. A, dar stai că trebuie să cobor înapoi. Că mi se pare că mi s-a ridicat... Ia să lăsăm ăsta mai în jos. Ăla din față e ok. Ăsta l-am lăsat mai în jos, să vedem ce se întâmplă. Merge. Hei, am dat semnul ăla jos. Da, e un pic cam nașpa de controlat cu... Încoace e drum? Văd că nu e drum încoace, stai să dăm înapoi. Bă, depinde cu ce viteză mergi. Dacă mergi prea repede, mă, că ți lasă dură. Seta hai? Seta hai? Hello Sonic, hello, nice to see you. Mamă, dar ce sensibil e. Bă, nu s-o obișnui cu tastatura, sincer. Mamă, dar e prea sensibilă tastatura. Bă, da, merg ca pișatul boului, sincer. Deci nu pot să controlez. Ia stai un pic, să pun controllerul, să văd dacă merge cu controllerul. Dar cred că nu merge nici cu controllerul, că altfel mi-a părea acolo. Dar nu cred că merge nici cu controllerul. Dar nici nu mai încerc, că n-are rost să mai stau să desfac acum. Deci știu că am văzut de la ala, da. Mi se pare că, cred că pot să selectezi... Că pot să selectezi... Opa. Are fain făcută animația, văd că. Durează un pic până mă obișnuiesc cu el.
Aici nu mai văd drumul. Indicatorul la jos. Dar e prea sensibil. Trebuie să văd dacă pot să. Este că nu știu dacă am o misiune acum. Cred că mă plimb așa ca nebunul. Care-i treaba? Ne vorbești, mă. Cu mine, dar de unde vorbești? Din... Așa s-au auzit de... A, ăla ce nașpa e de controlat cu tastatura. Îl testez, că ăsta va apărea anul ăsta, jocul. Că am pus până de mână. Bine, că nici nu sunt obișnuit. Nici nu sunt obișnuit cu tastatura eu. Nu știu, a intrat, după aia a ieșit. Dar în timpul ăla a ieșit semiul, m-am dus până jos la magazin, nu știu. Ai, mamă, ce... Băi, deocamdată, na, e ok jocul. Bine, are potențial. Mai că e greu de controlat acum, bine, că acum e versiune de test. Nu că taxa are suport pentru volanul ăsta. Ia să vedem ce putem să mai facem aici. Performanță, așa opțiuni. La control.
controller vibration. Mă, cred că merge cu controllerul, cred că. Nu știu aici de ce nu merge. Uite, vede volanul. Vede că am Logitech G29. Restore to default. Ia să vedem dacă se întâmplă ceva. Calibrate. Ia să vedem dacă... Ah, dar merge volanul. What? Nu stai un pic să-l calibrez. Poate așa o să meargă. Ia să vedem. Acceleratorul. Frână. Ambreiajul. Asta să mai încercăm o dată. Poate avem noroc și merge. Hai să dăm aici calibrate. Ah, zice move the wheel. Ok. Center 0, ok. Cuma nou. Center 0, well, ok. Îi dau Dan. Bă, că așa îl vede. Cinci două de FPS-uri avem. Da, văd că în joc nu merge, nu, în joc nu merge. Da, deci în joc nu merge. Singura metodă ar fi, rămâne doar controllerul, ia să vedem. Ceea ce cred că nici controllerul nu cred că va merge. Dar merită să încercăm. Care cu Renault-ul? Opțiuni. Eu știu. Merge încet. Are... Da, dar și controller nu merge, că nici controllerul nu merge.
Da, deci nu merge nici controlerul. Din păcate. Toate că volanul vede. Dar că nu-l vede. Da, deci nu merge controlerul. Da, deci deocamdată nu avem nici suport pentru controler sau pentru volan, dar sperăm când va ieși jocul, sigur vom avea așa ceva. Deci dăm înapoi. Opa. Bă, iar am apăsat. Dar lasă-i din... Salutare, Silvie, salutare! Simon. Să nicio opțiune, pot să se PPS Sensivity, vehicle, camera, orb sensivity, camera zoom. Hai să lăs asta la 50%, să vedem ce se întâmplă. Tot așa de repede merge. Sensibilitatea e prea mare. Oricum în dreapta nu pot să o, în stânga nu pot să o iau. Opa. Păi nu s-a obișnuit deloc cu tastatura. A, dar e prea sensibil. Cum apeși un pic stânga-dreapta se duce la maxim. Ăsta e jocul, da, ăsta e. Cum ești, nu ți-e frig? Băi, încă n-am înghețat de frig.
Dar ci că la ăsta, chestia că în funcție de cum ninge, se depune înapoi pe asfalt. Opa. A, ce nașpa e! Băi, nu sunt obișnuit deloc cu tastatura, zău! E nașpa de tot pentru mine. Dacă să... Ce nașpa! Băi, ce repede cad indicatoarele astea jos. Deci jocul ăsta încă e în dezvoltare, urmează să apară. Să fie anunțat, dar nu știu când. Nu pot să vă spun data și cum vom afla. Dacă căutați-l pe Steam, trebuie să îl puneți în lista de dorințe, dacă vă place. Veți fi anunțat sau puteți face și voi o cerere pentru a vă implica în testare. Și puteți primi accesul și voi. O să vă trimite prin e-mail când va primi mai multe persoane la testarea jocului. După cum văd eu, sigur, jocul ăsta va avea potențial. Îl va face să ai și misiuni de recuperare, ceva de genul ăsta, va fi foarte interesant jocul. Martinez are grafică destul de bună. Mai nu e grafica, nu e wow, dar e ok. Păi văd că n-avem nicio mapă, deci nu știu dacă avem ceva. Trafic n-am văzut să fie, deci. Ia să vedem ce mai putem face. Ia să vedem dacă dăm aici la nori, ia să vedem la dăm la precipitații, mărim un pic ritmul la precipitații, vedem ce se întâmplă. Ia să vedem, i-am dat drumul, văd că ninge mai tare acum.
Dacă a început să ningă mai tare, ce îmi place că se vede zăpada și pe roțile la camion. Uite, și se depune și pe camion chiar, câte un pic. Deci e chiar interesant. Da, aici ai dreptate că putea fi și mai rea. Cam avut ăla, cum îi zicea, Alaskan. Mă așteptam să fie încă e mai bună grafica decât la Alaskan. Ia să vedem ce mai putem pune vântul. Uite, bate vântul mai tare. A, dar că nu i-am dat apply. A, bă, da, bate. Vizibilitatea putem să o schimbăm de asemenea. Uite, se lasă ceață. Ia uite, viscol, tată. Deci putem schimba situația. Chiar e interesant ce poți face. Și să sperăm că va face ceva bun din jocul ăsta. E mai tare așa, a? Ok, hai să aprindem și luminile. Parchiera pe N. Așa. Hai că am aprins și lumina. Hai să încercăm să mai mergem un pic, dacă dăm drumul și la frâna de mână. Ok, să ai poftă. Acum nu știu dacă se va depune zăpada. Ok, bral de Crăciun. A, bral de Crăciun. Bă, uite, pe aici au viscolit, ești nebun? Ia uite, pe aici e înfundat deja drumul. Dar e și drum închis aici. Vreau să știi că se depune zăpada. Ia uite. Dar parcă plecase la masă. Și ce dacă se bage trafic, dar dacă bagă controller, o să poți controla, e ok. Nașpa acum că na, e cu, nu știu, care e obișnuit cu joystick-urile. Văd că volanul detectează, dar atâta că nu are făcut chestia, suportul pentru el. Și se cu... Ok. Dar rest... Dacă nu te duci sub masă. Bă, dar, zău, nu s-a obișnuit deloc, că nu prea am jucat cu din tastatură eu. Dacă și-o și TS-ul, când am încercat să am luat jocul, am jucat pe de asta, direct din... Acolo drumul închis, dar deci avem numai un pic ce putem testa pe aici, vă că, să dezăpezim. Ce mă face ora? Da, hai să lăsăm ora 8 dimineața, hai că am pus ora 8 dimineața. Punem nori mai deși. Bă,
Păi da, cam derapează un pic, sau mi se pare mie. Îmi place camionul, parcă e brad de Crăciun. Păi nu trebuie să aibă girofar, numai Silviule, să te vadă participanții la trafic. Deocamdată avem și chestia aia de sare, dar văd că aia nu putem porni, văd că nu ne dă. Deci astea sunt chestiile care ni le oferă acum, momentan. A, uite. Silviu caută din secundă în secundă, level. Animația e mișto, sincer. Ai văzut, am vrut să șterg level și... Și să te mint că am făcut level 11. Ai văzut ce am scris level? Am văzut, am observat. Băi, hai să vedem ce mai putem face. Dacă dăm norii la maxim, ia să vedem. Vântul la maxim. Vizibilitatea o lăsăm așa că... Băi, pare mai realistic, sincer. Poate și schimbă direcția de în care bate. Dar chestia e că nu mai am ce face acum. Am dezăpezit tot și când se umple la loc. Ca să mai dezăpezim ceva.
Ați confundat deja un drum, ce naiba? O bandă deja infundată, eu parcă țin minte că am dezăpezitat. Opa. Dar nu pot să-l controlez deloc. Încă trebuie să plec. Ok. Nu poate, ok. Aici am luat-o greșit. Mă, derapează. A, dar iar duce pe partea asta. Ce nașpa e. Nu s-a obișnuit deloc cu tastatura. Asta sperăm că când va ieși va fi lansat jocul ăsta. Deocamdată el nu este lansat. O, ce greu îl controlez. Păi, prea sensibil. Spun că cad indicatoarele repede jos.
Da, acum pare că am rămas în pot molit aici. Se pare că am rămas împotmolit aici, deci nu mai pot să ies. Hai că da, am reușit să blochez camionul. Și nici nu mă lasă să ridic plugul sus. A. Hai că am reușit. Hai să încercăm să mergem la bază. Hai să vedem dacă putem lua. Dacă putem lua utilajul celălalt. E greu, îl controlezi. Pentru unul care are antrenament, cred că îi floare la ureche. Nu știu de ce tot curge zăpadă din cupe, că... Normal n-ar trebui. Bă, am văzut că am luat-o și-o aiurea. Cred că m-am învârtit ca nebunul. De când te văd eu, s-ar părea că să depune din nou o stradă de zăpadă pe asta, pe drum. Deci uite, pune, merg eu, dispare zăpada. Se pare că se depune. Ia uite. Au aici la bază, la mine chiar s-o depus, tată. Se aude fain motorul. Hai să vedem dacă putem intra în ăsta la alt. Ok, hai că am intrat și în ăsta. Să vedem și ăsta cum funcționează.
Bă, dar stai, bă, că n-am pornit motorul ăsta, mă. O să aibă pe viitor. Să aibă, că jocul încă nu-i lansat. Un pic, cred că am ridicat un pic mai și elu. Opa! Se înclină roțile într-o parte, ești nebun? Elu și J-ul. A, ăsta poți să-l rotești cupa stânga. Dreapta. Păi, dar cum naiba dau eu ăsta înapoi? A, de aici? Nu de aici. J, virgulă, P, pe spatele. Așa. Capa. N-am cum, am două, trebuie să fie în aceeași direcție. Bă, dar cum întorc în drept roțile înapoi? Bă, știi ce ciudat că la ăsta, la alt, că apăs pe hazard. A, merge. Credeam că nu merge. Girofarul. Mamă, ce încet merge la asta girofarul. Bă, dar cum am reușit eu să strâmb roțile? Că stai că un pic că nu găsesc. Stai un pic că nu reușesc să plec de pe loc. Bă, dar cum naiba am strâmbat eu alea, că nu le mai pot pune înapoi? Am așa plugul ăsta. Nu, ăsta rotesc. A, uite. Păi cum pușca mea în drept?
Bă, că nu mai știu acum cum am. Cum boala am făcut eu atunci? Bă, dar nu mai știu cum am făcut de. Cred că nu mai știu pe care am apăsat, mă. Ba, dar nu mai știu care e, mă. Hai că m-am. Aha. Bă, hai că l-am găsit. Deci așa se învârte. Bă, dar stai un pic că mă zăpăcește butoanele astea. Ok, hai că am întreptat roțile. Zeu să duce cupa în partea aia. Așa. Cred că am ridicat-o prea mult. Așa. Ok. Așa. Uite, mă, că s-o înfundat drumul din nou, pe cuvânt. Îl dezăpezisem cu ăla. Hai să vedem ce face asta. Leacă că nu-i bun. No, acum ar trebui să meargă. Unde pușca mea am ajuns? Uite, mă, că a apărut indicatorul înapoi. Eu l-am dat jos pe ăsta, dar. Am văzut, dar nu mai știu pe care îl îndrept. Gata. Dar ce-mi place că se depune înapoi strat de zăpadă dacă ninge.
Așa o să fac, dar... Păi, nici lucrul nu pleca chiar. Bine, asta e o versiune de test, deci nu avem prea mult de făcut pe ea. Da, patinează acum. Vedem care e asta. E, cu el la vale, fii atent dacă nu... Dacă nu pui frâna, te duce la vale. Asta e asta la altă. Asta cam lasă. Este o leagă. Bă, asta n-are... N-are lumini? Cine-i, bă? Bă, trebuie să are, mă. Beacon light, handbrake, headlight, nu. A, mă. Am și lumini. Pe că aici e drumul închis. Am mers spre bază, cred că da. Da, iar am rămas un pot molit.
Ăla îl las mai de bun în spate. Băi, am rămas împotmolit aici, nu mai vreau să iasă. Pare că am rămas împotmolit aici, nu vreau să mai iasă. Aha, hai că iese până la urmă. Iese, iese ochii. Hai că l-am resetat jocul. Așa. Hai că am resetat ăsta. Hai să îndreptăm înapoi roțile. Bă, ești nebun. Doar ce am dezăpezit și iar e la loc. Bă, dar se agață în ceva, ce naiba se agață, mă? Da, se vede că are acolo problemă, de... rămâne turat, pur și simplu. Da, să vedem dacă m-au atins. Opa! Da? Să lăsăm un pic mai jos. Am ridicat un pic mai sus. Băi, merge și utilajul ăsta. O chestie care nu-mi place la el e că indicatoarele se duc prea repede jos și poate chiar nici nu le atingi, doar te apropii de ele și cad jos. Ce îmi place că uite, se vede și urma, deci roțile dacă merg prima dată ele prin zăpadă lasă urmă. Deci e chiar interesant. Trebuie îmbunătățit. Acum ce am eu aici, ți-am zis, e variantă de test, deci
Trebuie să o luăm ca atare, deci nu e... Se vede că am și un pic de traseu, deci n-am mult. La ce-i? Tot demo, nu? O se poate cumpăra ăla deja, nu mai știu. Și ce ai oricat la unul? Păi nu știu care e garaj, că nu l-am jucat ăla. La bar n-am. A, v-a zis că tu ieri ai jucat, dar n-ai intrat-o pe Discord-ul ăla, că-s voi să stăm eu. Până și spor la nou joc. Băi, nu e chiar, să zicem, joc. E joc de testare. E un fragment din joc. Deci e doar o părticică din joc ca să o testăm, să vedem cum. Deci nu e chiar joc în sine. E o părticică de test. Măi, nici demo nu poți să-i zici. Că la demo încă chiar ai ce face, cred că. Deci asta nu e o părticică pentru testat.
Deci cam ăsta e jocul. Nu prea mai avem ce face, așa că nu are rost să mai stau acum. O să mai vedem, mai revin pe el, să ne mai jucăm o leacă așa. Să vedem ce zice aici. Performance report. Deci văd că avem deja date culese. Și că suntem pe 3. Opțiune aici nu prea avem mare lucru. Deci average PPC am avut 54. Cele mai slăbuțe am avut 15. Height 60, că l-am limitat la 60. Deci puteam să am și mai mult de 60. Dar l-am limitat la 60. Da, aici o să mă opresc eu cu live-ul ăsta de testare pe Snowplow. Dacă vreți jocul, puneți-l în lista de dorințe, intrați pe Steam, căutați Snowplow. Și când o să apară, o să primiți e-mail, că la fel și eu l-am băgat în lista de dorințe. Când va ieși jocul, o să ne trimită un e-mail de științare. Până atunci, vă urez o zi plăcută de după amiază și la revedere, toate cele bune!